Steaua București se află în cantonament centralizat până pe 12 februarie într-un hotel din capitală și efectuează câte două antrenamente pe zi în complexul din Ghencea. Între ședințele de pregătire am discutat cu doi dintre tinerii fotbaliști ai roșialbaștrilor, Vlad Nițu și Adrian Ilie, care au contribuit la primele două goluri ale Stelei în amicalul cu Universitatea Cluj, împart aceeași cameră în cantonament și ne-au povestit cum decurge pregătirea de iarnă. Nu semne de nedespărțiți. Cum își petrec timpul liber și ce obiective personale și-au propus să realizeze. Fiecare antrenament e foarte important, mai ales că s-a văzut în tur că n-am fost la capacitate maximă. Mai greu decât anul trecut? Mi se pare puțin mai grea și vremea ne dezavantajează, dar sperăm să fie bine până începem campionat. Cum petreceți timpul în cantonament? După antrenament ne odihnim. Masă, ne odihnim și seara mai mult putem să uităm la un film sau așa mai departe, ceea ce și facem. Înveți pentru BAC sau te uiți la filme? Ambele, în paralel. Mai și învăț, mai și mă relaxez uitându-mă la un film. Și eu mă uit la serial de Arrow, e favoritul meu, așa că și el... Breaking Bad. Da, un serial foarte frumos, îl recomand. Tu ai fost premiat de Gheorghe Hagi la Cupa Danone când erai mic. Cum a fost atunci? Îți dai seama, eram copil, aveam, nu știu, cred că 8-9 ani. A fost un sentiment frumos, normal. Gheorghe Hagi până la urmă, nu e așa oricine. Sper să mai fiu premiat și de acum înainte, pentru că tocmai de acum începe să mă cunoască pe mine lumea și așa mai departe. Pentru că joc la Steaua, nu joc... Nu știu la cine și asta e cel mai important. Rămâne același obiectiv de atins pentru tine, promovarea cu Steaua până în Liga 1 și apoi un transfer afară? Așa rămâne, nu s-a schimbat nimic. Odată ce am promovat cu Steaua în Liga 1, atunci mă voi gândi la un transfer. Până atunci nu. Mai am multe de îmbunătățit și în fiecare antrenament încerc, normal, dar sunt conștient că, ți-am zis, multe m-am de îmbunătățit până când voi ajunge la un nivel să fiu ceea ce trebuie. La fiecare antrenament sper să-mi îmbunătățesc calitățile și ușor, ușor să ajung să joc titular. Steaua va întâlni sâmbătă de la ora 12 echipa de Liga 3 a Sporting Roșiori, iar partida va fi transmisă în direct pe canalul de YouTube Steaua TV.